Sute de turiști din țară și din străinătate au trecut în ultimele zile pragul castelului Cantacuzino din Bușteni. Administratorii spun că obiectivul turistic reprezintă în momentul de față una din principalele repere de pe Valea Prahovei, datorită istoriei și frumuseții lui. Proprietarii au anunțat că peste 2 ani clădirea istorică va deveni și principalul punct de atracție al unui complex turistic de lux. Pe domeniul Cantacuzino se vor investi 300.000 de euro în construirea unui hotel de 5 stele, a unui parc acvatic și a mai multor piste de schimb. Vizitatorii spun că zona este ideală pentru relaxare și liniștire, iar noile proiecte sunt binevenite pentru că odată cu realizarea lor vor exista mai multe posibilități de petrecerea timpului liber în stațiune. Pentru mine a fost ceva odihnitor, din București, dintr-un oraș stresant. Numai faptul că am privit cât soția și fetița au fost înăuntru, m-am relaxat. Încerc să duc în mintea mea liniștea de aici și aerul curat, să mă montez pentru săptămâna viitoare de stres, de alergătură, de griji, taxe, impozite și probleme politice. Da, m-a odihnit, este o relaxare profundă. Foarte frumos, oricum, îmi place. Aici, vreau să mai revin. O să mai vin, sigur o să mai vin aici. E frumos și te deconectezi, te deconectează. Dacă anul trecut castelul putea fi vizitat numai la sfârșit de săptămână, acum programul a fost prelungit, turiștii putând să admire spectaculoasele încăperi de luni până vineri, între orele 10 și 16. Prețul unui bilet este de 20 de lei, însă copiii au parte de reduceri. Castelul Cantacuzino a fost construit în 1911 de Gheorghe Grigore Cantacuzino și este înconjurat de cascade, grote și fântâni. Se află în topul primelor castele din România din punct de vedere arhitectural, iar dacă în prezent se poate vizita în regim de muzeu, peste 2 ani aici va fi un întreg centru turistic.